Salutare tuturor! Am pregătit pentru voi un model super simplu, dar în același timp extrem de frumos. Priviți cât de perfect este și este potrivit pentru veste, pentru ciorapi. La ce s-ar mai potrivi? Vă rog să-mi scrieți în comentarii. Este foarte ferm, elastic, așa arată pe dosul lucrului. Și cel mai simplu este că se lucrează doar două rânduri. Dați click pe abonare și haideți să începem. Un raport are 7 ochiuri, deci acestea sunt 1, 2, 3 și acestea 4, plus două ochiuri pentru simetrie și plus două ochiuri pentru margine. Pentru 3 raporturi vom calcula în felul următor. 3 înmulțit cu 7, 21, plus 2 pentru simetrie, 23, și plus 2 de margine. Și vom monta 25 de ochiuri prin orice metodă cunoașteți. Vom scoate oandrea și rândul 0 pe dosul lucrului. Deci rândul 0 pentru că se lucrează o singură dată aici pe dosul lucrului. Și lucrăm toate ochiurile pe dos. În acest rând, toate ochiurile pe dos. Ultimul ochi pe dos. Acum, rândul 1, începem în felul următor. 3 ochiuri pe dos. Întotdeauna vor fi 3 ochiuri pe dos la început și 3 ochiuri pe dos aici la sfârșit. Începem raportul. Un ochi pe față din rândul de mai jos, iată de aici. Nu din prima, dar de mai jos. Un ochi pe dos și încă un ochi pe față din rândul de mai jos. 4 ochiuri pe dos. Acesta este un raport. Repetăm. Un ochi pe față din rândul de mai jos, un ochi pe dos, un ochi pe față din rândul de mai jos. 4 ochiuri pe dos. Și la sfârșit vom avea. Deci, vedeți că ne-au rămas ochiurile pentru simetrie, cum ar veni. Deci, un ochi pe față din rândul de mai jos, un ochi pe dos și un ochi pe față din rândul de mai jos. Și dacă am început cu 3, aici, la fel, vom avea 3 ochiuri. Cel de margine, întotdeauna eu lucrez pe dos. Acesta este rândul 1. Acum rândul 2. Toate ochiurile pe dos. Toate ochiurile pe dos. Este foarte ușor acest model. Iată, toate ochiurile pe dos. Îndeplinim și fim atenți cum lucrăm aceste ochiuri. Iată, dacă a fost ochi pe față, lucrăm de jos. Deci să nu răsucim ochiurile. Acesta este normal pe dos. Așa și lucrăm de sus. Cele care au fost pe față le luăm de jos. Și în acest fel nu vom răsuci ochiurile. Deci lucrăm până la final. Ultimul ochi, la fel pe dos. Întoarcem lucrul. Și repetăm. Deci aceste două ochiuri, două rânduri se repetă. Un ochi luat nelucrat,
trei ochiuri pe dos. Vedeți cum le iau, da? Un ochi pe față, de rândul de mai jos. Hai, hai, hai. Un ochi pe dos. Un ochi pe față, de rândul de mai jos. Patru ochiuri pe dos. 2, 3 și 4. Și repetăm. Un ochi pe față, de rândul de mai jos. Un ochi pe dos. Un ochi pe față, de rândul de mai jos. 4 ochiuri pe dos. Observați că modelul deja se formează. Și aici avem un ochi pe față de rândul de mai jos, un ochi pe dos, un ochi pe față de rândul de mai jos. Și la sfârșit avem trei ochiuri pe dos. Cel de margine, la fel, pe dos. Pe dosul lucrului, iarăși vom repeta tot rândul pe dos. Deci toate ochiurile se vor lucra pe dos. Iată așa, continuăm tot rândul. Și vom continua să repetăm aceste două rânduri până obținem modelul dorit. Eu vă voi arăta eșantionul gata făcut, să vedeți mai clar modelul. Acesta a fost tutorialul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Este un model foarte frumos. Sper să-l aplicați în proiectele voastre și să mă etichetați cu rezultatele dumneavoastră pe grupul meu Knitting is my hobby sau pe pagina personală, la fel se numește Knitting is my hobby cu capa. Și încă o dată vă mulțumesc. Ne revedem la următorul tutorial. La revedere! Thank you.